Echipa cu Divina, mă. Așa, domnul Ilie. Fii atent ce gras e ăsta. Ei. Ei. Ia, George, cheamă-i încolo să vedem ce, cum se joacă cu pisica. Cheamă-i pe toți acolo. Mai am patru căței și o cățăluș. Domnul Ilie, ăsta ce te trage către mine ăsta? Da, eu știu. Ăsta mic. Ăsta cel mai gras. Ăsta cel mai gras. Tăi, uite și aici cât e de obez. Uite acolo cât e de crez. Te-a făcut ce trebuie să te parazitați, să-ți vaccinați, să-ți când amărăsc oștia la vânătoare, Cristi. Ia uite de la el cu mine, ia la el cu mine. Inghiozul, papa. Da. Ia și ea pe tine, ia și-a la piesa și ea pe tine, Joe. Sau ia să-i clopi cu ingang, iar o geacă. Mă duc să mă schimb orele pe Cristi. Să mai zic eu odată, nu mi se stă în haide de asta. Da. Trebuie să-i pun de-amul ăla la vânzare, că... Aha, da, uite ce drăguț este. M-am prea îmbogățit cu cotele. Da, grașul ești, grașul. Uite aici așa. Nu știi că dacă s-ar plăti în hainele de blan, aproape că ies mai bine. Ce, mă, urăță, bă, nou. Nouă? Nouă. Și cât mai e acum? Cinci. Era pornit unul să iei să ducă în Anglia, dar au zis că până la 4 nu pot să-i ducă. Aha. I-am fost combinat să-i dau terț. Aha. Și s-o opric o... Ceva trebuie... Da, și iubiți ăștia în Anglia. Da, și scumpi. Da, da. Aici la noi cu 200 de euro îi dai ca pâine caldă, nu se uită oameni la bani. Așa, așa. Da, se răsă. Ce? Și la 200 se uită. Știi tu cum îi lătiri la om și un milion dacă îi ceri și de acolo zici, bă, dar nu mai lești nimic. Așa, așa. Numai în magazin nu se negoase nimic, dacă mărți, cât e prețul pe raft. Ia la ăsta. Hai ca mea, îmi trag două țoale pe mine. Și... Nu, no, domnul Ilie. Stai, mă, cu mine. Ești prietenos. Tu știi că s-o cam împlut, am ușit de ăștia. Înainte la... Pe zonă la voi? Da, pe zonă. Așa, în general. În prima gașcă, când o fătat atunci cățaua, nu ajunge eu. Ai avut cereri mare? Am avut clienți care s-au stat trizele la poartă și le-a deschis poartă. Nu, 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 nu. Nu, că e bun așa. Da, nu, dar... Chiar am avut clienți la tăi, s-au fost vreo 7 în prima tură. Pam, pam, e de repede. Și ai zis, bă, dacă, da, dacă în față și în a doua tură și merge așa, da, mai iau 5 femele. Bă, adevărul că am avansat cu perioada aceea mi-am luat tractor de vinență. De băcâini? De jucărie erau tractoarele. Hai cam o demo de așa. Faină bicicletă ai. Hala Montana. Eu zic că e o treabă bună bicicleta aia. Dacă aveam eu când eram tânăr bicicletă de asta, nu mai vorbeam azi cu tine. De ce? Fiarele astea, că ești pe tichișoarele la cale, da, da. Hai, hai, bravo. Știi cum se scoate mintea băiații, cu bomboane? Da,
Zică, domnule... Om, și n-are un cald de ăsta să mă sune. Eu așa ni spir sanitar ca ăsta... Ei, Iorea! Cine are un cald de ăsta să mă sune? De la 12 noapte, de la 1, de la... Oi, Igor! Te-ai speriat, așa-i? Stai că-i perie, mă, leacă. Așa, domnul Ilie, aici la nu tine... Nu m-am mai filmat pe mine, filmează clarul, că pentru asta e... Am văzut că ți-ai... Tu știi că ai insistat să ne împăcăm, că-mi poți fădiți câtă doară de vreme? Așa, și uite, în sfârșit ne-am... Cum da, dar spune da, și te-o costat pe tine ca să ne împăcăm. Trei meri mi-ai dat. Unde-s merele? Trebuie să-i da, băieți. O, Igor! Așa. Ce sânge-i calul ăsta? Domnul Ilie, un armăsar foarte frumos. De fapt, doi armăsari foarte, foarte frumos, dar vreau să zic că... Arabului, nu? Nu, nu era. Nu era. Polonez? Nu, nu. Nu e nici polonez. Nu, nu. Nu știu, nu știu ce rasă e. Andaluz? Nici atât. O fiară de cal. Hoi, Igor! Dar cum am intrat înăuntru, cum... Ei, Igor, ho, tata, bravo, ho, tata. Ho, copil. Bravo, Igor, ho, ho, la tata, ho. Bravo, bravo. Ai scos din priză? Bravo, Igor! Ho, la tata! Ho, Igor! Ho! Bravo! Hei, Igor! George, să scoți din priză un pic! Ho, bravo! Da. A spus Cristi, cine are un cal modelul ăsta? Da. Am eu nu sunt om cu bani. Vând câini, vând ceva de pe lângă casă, mai am niște curci, niște rese. Așa. Dacă afl un căluț așa cu sânge de ăsta și mă vreau să-l cumpăr. Am porumbei, mă distrug, vând tăi de pe lângă casă. Câți porumbei ai? Am 20 și ceva, că nu m-am lăsat, nu să iau atât. Da, da, ai dintre aia numai linie superioară, nu? Porumbei de curse, da. Poftim? Porumbei de curse. Die. Hai. Vezi, Leonardo, eu te-am mai văzut. Da. Oi, eu am mai văzut calul ăsta, mă, dar... Bravo. Zic, e curios acum să-l vedem afară, după ce... Băi, o intra pe mânărie și de asta e. O, Igor! Bravo, tati, bravo. Igor. Aici ăsta veci nu-l mai pot. Ăsta l-am ținut 4 ani, e cu defect și așa. Dar ăsta veci nu-l mai pot vinde. Uite tu ce halt. Cine-l cum? Nebunul ăsta, adică. E, da, domnule, dar dacă tu mai vrei să mai iei unul identic ca el. Eu m-am înșalat așa, am fost legat la cap și l-am cumpărat. Aha. Da. Dar mai cumpăr unul așa. Mai cumpăr că am loc în grajd. Aici ai, ai două locuri, doi negri și doi suri, dacă mai pune. Dacă, dacă ar fi doi negri pe parte și doi suri pe alta. Bă, nu că nu mi-ar fi dragă, dacă aș avea 20 de ani. Da. Ce, ce face? Aș mai ține, am avut și 5 și 6 și 7 când era timpuri bune. Ho, ho, bravo, bravo. Foarte bun, Cristi. Foarte bun. Să nu gândească lumea că e o fiară de cal de la care hop, de la tati, hop, bravo, bravo, hop, hop, hop. Copite frumoase. Copite, chiar la capitolul copite mă fac de rușine. Ne-a apucat încă să-l pot. Are 3 luni de când e la mine și apoi când, de când l-a potcovit omul de unde l-am luat. Dumnezeu, nu am timp. Da. Și Ferrari nici atât, aș... Am fost la o filmare la altă ieri, că a fost o sfințiție la voi. Da. Și am fost cu dânsul. Dar eu nu se pun amândoi, fiind noi insistat să punem doi suri. Așa. Și am pus doi suri, na. Și cum o stați, suri? Dă-ți țără filmarea. Am cum o stat doi suri. A, doi cai de-ai măsat și să-i mai lauzi, că doar așa cum eu lasă cu defecte, cu mâini. Nu mai laudăm, că... Nu mi-a și noroc, eu mai am o tavă de chestii. Da, domnul Ilie. Unde? După toată faza aia cu o tavă ta pe jos și cu... Cum îi zice ăla, uscătorul de păr să tu suci o tavă, omul a luat un uscător de ăla în mână, în timp ce cântau oamenii melodia. Eu i-am vândut patentul. Și el s-a apucat să tu suce iarba. Da. Știi cum zic? Băi, nu le legăm pozele de rată, nu? În dreapta aici să îngrezi. Cum zice fratele Stelică, mi-e așa? Așa. Ăsta l-am lăsat peste vară, la stână, i-am făcut un țar, dar au avut și ceva copaci, știi?
S-a frecat, s-a frecat un pic. Parcă stingolea când o cam... S-a frecat de copac. S-a cam ciufurit, da. Da, nu, asta e problema. Nu uitați, iubitori ăștia de cai, să acum, să zic eu, domnul Cristi, amatori, profesioniști, neprofesioniști, mai noi, mai vechi. Așa. Vedeți și prietenii omului, nu trebuie să ne vorbim cai unul la altul, nu trebuie să ne catăm motive, că nici noi nu suntem corecți. De supărare? Bă, nici noi nu suntem corecți, că dacă am și noi corecți, am avea pretenții și la cai, da așa? Așa. Perfect, dacă, perfect, adică. Dacă cu așa ceva ne-o binecuvântat sau ne-o blasfemat Dumnezeu să ținem, să spun o treabă. Nu filma, că pot să gândesc ăștia că vreau să mă dau în băci. Eu când eram în Portugalia, eram la cășă de bani. La cășă de înfierul cu nați, sănătos. La început. Și am trecut pe lângă un magazin și am văzut o carte, Grande Livro do Cavalo, mare catalog de cai, cam așa ceva. Așa. Era un cal sur, șmecher, pe capierte. Bă, zic, fac fi dracu un patru. Și-mi cumpăr cartea asta. Și-mi cumpăr cartea asta. În zău și era închis, am trecut la doilea zi. Era închis. Bă, da, mă temeam că dacă nu mi-o cumpărau. Da, scumpă cartea. Bă, în fine, era scumpă la vreme ce era. Undeva în 2000, cum ar fi amu 80 de euro, era cu 2 lei. Așa. Amu că n-ai bani și n-ai ce faci cu tine, fix, fix. În vânt. Și? Păi și-am reușit și-am cumpărat cartea ce e. Bate-le din telefon, nu-i să-i mânăi și puriște. Și așa au rânduit Dumnezeu că am tăiat caii care mi-au fost dragi din cartea ce e. Ia mă bun. Da. Deci, domnule Ilie, în cartea aia ți-a arătat că era Ghiuri. Era rasele de cai. Am crezut că Ghiuri, că Dakar. Bă, omule, cam și cai mi-au fost dragi în cartea ce e. Cam așa au dat Dumnezeu și tăți-am avut. Pe copertă era un sur cu coamele mari. Să zicem că era un andalus. Fi sigur nu era cai de la Fitero, un catalog de celălalt. Dar așa o dată, mi-am crescut un mânz mur, iar era un mânz, un cal mur cu niște coame mari. Toate rasele posibile, de la cal, de la falabela, ponei, de la 75 de centimetri, până la percheron, sire, zi, aceia ali care sunt în Franța, bolonez, așa, așa. Breton, cob, normand, toate rasele. Că nu mă duce pe mine cal. Și după câte zile ți-ai găsit cartea? Nu am găsit magazinul deschis. Dar dacă nu găseam ceva de mâncare, nu meream să mărg 3 zile la rând, 4 zile la rând. Să nu gândesc să mă afir sau să dau povești. Așa. Spun lucruri reale, care să le spun așa. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat. S-a lăsat plaia, George? Da. Ieșim afară? Cum vreți mie noastră. Bun. La cai și la oi mi s-a întâmplat treaba asta. Și la oi cum, domnule? Eram la oi. Băiat mic, mi-a fost drag și am avut într-una. Tata când eram, nu știu, eu nu eram născut și avea avut stână. Frate de-a lui tata a avut stână până a murit. Și tot oi s-a ținut într-una. Vreau și Ceaușescu, mai puțini, că nu era cam... Și bătrânul meu umbla în pădure cu fratele și venea peste dealurile astea pe aici. Și pe primăvară așa, erau niște stâni aici la deal. Fratele n-are de lucru și îmi spune, bă, zice, am văzut un miel fatat și cred că l-a lăsat oaia și era rămas pe lângă o gârlă, pe la gârlii băpci. Așa. Bă, omule, m-am luat un fânar de ăsta care e la căruță și am mers și-am cătat, am oricum vrut să râdă de mine și am mers și-am cătat, dar n-am găsit niciun miel. Noapte pentru net. Așa. Zic, să caut mielul și așa. Să-l găsesc. Giozabel de celălalti. Vezi-o ți-l bunis? Ies pe la hărțurile de doi cai, nu? Dar unii scăturile. Nu, aici ce se... Bă, cât e de dezordonat, să pierderea. Dar o părere din hărțul le-ai luat tu, nu? Da, uite, zăbălătul ce-l luat, zăbălătul. Hey, George, erau mari, erau mici, tare zăbălutele. Erau micuțe. Ha? Ce? O, Igor, om. Dă zăbălătul, zice-o. Când ai tulei cu hățurile și alea, și acelea nu dai mie. Eu nu cai, caut cai bână, Cristi. Că știi cum e? Ambiții, sânge, nu știu ce, dar e până o bucată de vreme. După aceea, e cam prind, dar
Durere, amortizor. Au, cred, cu o lună și ce mai mult de o lună de zile de când n-am pus, până mâia joi, când a fost de Sfântul Dumitru. N-am pus hal, n-am nimic, le-am făcut țarcuri. Stau și nebunesc în țară, totuși aleargă toată ziua. Am udit că ne-am spalat, că am fost la filmarea asta. Deci ne-am mai dat drumul afară, țurit. Domnul Ilie, altă treabă afară. Dar vreau să zic așa. Când mă trage George sus peste postamentul de la portă, bă, am crezut că s-a lăsat calul jos. Bă, am crezut că s-a lăsat calul jos, mă. Așa e, o vibrat inima el. O vibrat inima el. E un armăsar foarte frumos. Îmi place de el. Asta e culoarea vârstei, știi? Și înaintăm în vârstă. Am înțeles. Pierdem și culoare, așa. George, mai voios te rog. Mai voios, băiete. E? Ăla, întoarce-l. Nu-l întoarce, George, nu-l întoarce. Nu-l întoarce, trage de el. No, perfect. E o leacă în strâmb, știi? Da, da, e loc, loc strâmb, da, într-adevăr. Și atunci dacă să... Dacă așa ieșim... Să ieșim pe șosea? Ieșim în drum, da, așa avem un drum. Să ieșim acolo pe colț? Domnul Ilie. Da, da, da. No, bun, stați așa numai. Hop! Mai bună. Așa la n-am o potcoavă la acela de o lună și ceva. Oh! Oh, e un lună. Domnul Ilie, ca odinioară, când eram noi tineri și frumoși. Câteodată să-mi știi că și mi-am pare rău, dar trebuie să... Contează că trec, să treacă cu folos, Cristi. Așa. Dacă trec fără folos,
Ola tata ho. George, băiat fain el așa. George, băiatul adoptiv. Dar și eu usurit? Hrțuri! Când i-am adus, ziceai că se mănâncă amândoi. Hop! Erau stresați? Da, cătau scurt. Cătau ceartă? I-am văzut mai prăpădit și mai amărât și zice, băi, cu ăsta facem și vrei. Da, contează mult. Contează mult, domn profesor. Nu, să nu-mi bagi și eu alea prin buzunar, că am bani, am telefon. Și ne apucăm după aia să căutăm pe aici, foi. Cât de amață, cât de... O, băiață, o, la tata, o. Lasă. În dreapta e. Meșa. Termen de ăștia științifici. Hop. O, Igor, ne. Aici Igor și Leonardo. Și Leonardo. Foarte frumos Igor. Din pedigree. Am auzit eu de Igor multe. Poftim? Zic din pedigree care le am de la din Sartrage și Silva. Rudenii? Silva, veri, castrați. Nu mai știu. Cum era ponta aceea, că doi frați veri care-i mama lor, știi? Adică? Doi frați zveri, care e mama lui? Am înțeles, aceiași. Scroafă, mă. Dacă doi frați zveri, mama lui nu-i scroafă. Am înțeles. Dar cum, dragă? N-am... M-ai prins ura asta, domnul Ilie. Te-am prins descoperit. Da. Gata. Pou! E de la iarbă, Cristi, nu pot avea pretenții prea mari la dânși. Ne, stai, mă. Stai. Dacă chică și găsesc perechile ăsta scur. Da. Cât l-am ținut pe Leonardo, n-am ținut niciun cal. Cal. 4 ani l-ai ținut pe el. 4 ani primăvară. Așa și pe Dakar cât l-ai ținut? Așa puțin l-ai ținut pe Dakar? E oho. Și pe Ghiuri, cât l-ai ținut? Bă, Ghiuri a fost 2 mandate la mine. A fost, l-am luat, avea un an și ceva și l-am vândut la 3 ani la Ionuț la Râmbu. Deci l-am înapoi și am mai stat aproape un an și l-am dat la Viorel la Burla. Așa, deci l-ai ținut în total 3 ani. Cam așa. Și cum te-ai înțeles cu Ghiuri? Păi mă înțeleg cu tătca, eu n-am avut cal să mă înțeleg cu el. Da, da. Eu am avut cal care m-a și mușcat și tot. Te-ai înțeles cu el? Nu m-am înțeles cu tătca. Vrei să-ți spun o față? Personalitate, domnul Ilie. Am cumpărat 2 oameni care cât de cât aveam habar de cai. Eram odată în piață la margine. Dumnezeu să le ierte, cu Aurel cu Farcaș. Da. Și mă sună un, nu mai știu cine, de pe la Dărmănești. Bă, zice, am un cal ciocolatiu bun de lucru, să vindeau cai de lucru la timpul acela. Întâlnindu-mă cu Neaurel, Dumnezeu să-l ierte, zic, bă, uite, mă duc până la Dărmănești să văd un cal. Bă, zice, mă duc și eu, că, bă, zice, da, băi, dacă ești să-l gărati, da, băi, băi, mergem cu mașină. Mergem, unii avea el treabă, nu a făcut nimic, mă duc la respectivul care m-a sunat pe mine, o, cai, o. Bă, scoate un cal ciocolatiu din graj, de-aia să calul cu capul pe sus, bă, ne uităm la dânsul. Bă, prețul bun, plătit, pus în mașină. Când am ajuns în piață, în Rădăuț, unde are el graj de culunele, bă, deja s-a prindeau becurile sara, era întuneric, era pe vreme de iarnă. Bă, când se dau calul jos, când s-a coborât așa la oblon, ochii verzi. Hopa. Bă, calul era orb. Dar o pahuială de aceea, care nu vedeai calul. Bă, dau cu mâna la ochi, ce căcă, adică... Își mișca capul. Nu mișca nimic, da, uite. Am înțeles. Nu vedea deloc. Am înțeles. Mufle. Și voi profesori? Doi profesori? Bă, doi nu. Dar prețul a fost bun, calul cu chișoare. Așa. Bă, zic, hai să-l punem la o căruță. Dacă nu li faci nici cu trasul, el încărca la camion și pleca în drumul lor. L-am pus să tragă ferit-o Dumnezeu, că n-ai văzut. Mulți cai și care-i străgați și din cauza asta fac pahuiala. Bă, trăsătură mortală. Bă, zic, că l-aduc acasă, că fac așa. A doua zi mă vizitează un tovarăș. Bă, zici, un cal pentru mine. Hai în graj, nu mă bag în graj la tine, că tu ai cai scurt. Bine, bă, că am cai și pentru buzunariu, să nu mai vorbim prost. Așa. Bă, mă bag în graj, îi arăt calul, când să mă bag la dânsul, probabil că nu l-am făcut atent ce calul orb, cu mușca. Dar eu am fost pe moment, i-am dat peste bot, am strigat calul, deja am înghețat. I-a făcut niște probe, era o măt afară, pe celălalt, cu strigătorul. A făcut masaj, un alt și omul, și trăit bine și unul și altul. S-a descurcat, așa-i? De asta,
Și a muncit omul cu caie. Da, cu calul. Bă, caminul lui nimeni nu cunoaște nimeni. La cai... Orice nașă să-și are nașă. La cai e așa o... Sunt multe ramuri și multe chestii. Ușa de multe ori și când ești prea sigur. Se poate întâmpla, așa-i? Da. Ia-te. Uite așa în sus pe cărare. Jo, cu viață, Jo, Jo, cu viață. Hai jos să te văd! Dă-i cu viață! Da, da! E vorba, domnul Ilie, e vorba de inimă. E altă inimă, altă treabă. Așa, așa. Dar învață și George. Dă-i George tare! Tare, George! Hai! E unul... Hop! E unul Cristi, pune-mă să fac altceva, dar diferit, mă, adică îmi bat piciorul. Bun, George! Domnul Ilie, ai observat că... Ai grijă la, la lemnul ăla. Numai două ușoare, n-am pat. Zic că, domnul Ilie, ai observat că... Ai observat că... Uite tu cum sunt groapă! Copita unghii, mă, omul, e bun. Am văzut. Nici la șeal mai prăpădit. Ce prăpădit? Uze, care n-are treabă cu cai. Aveam eu pe cineva din familie, la mine. A, eu la dâns calul era ca bicicletă, când era nevoie. În hama pleca, auzul. Și putea să și capăstru până aici, canacul până aici, zabele să iasă din gur. Hamul rupt cu țicuță. Bă, omul, da. Așa. Era foarte degajat el. Cum să zic eu, și cu mine, dacă nu m-a interesat, eu mân mașina până se strică. Contează că bate, că așa, până se strică, atunci mă duc și o repar. Sunt alții că la toată mișcarea fuge la mecanic sau știe și se fac. Care avem câțele noastre. Aici stai tare pe iarbă, e luna, două, botul în iarbă. Bă, să ne retragem cât plouă. Ia una aici. Noi. Ei, Igor! Tot nu cu cine te-ai întâlnit azi? Cu domnul Ion Omar. George, nu te simți încolțit acolo, așa ai? Ha? Vezi tu gagicile, mă, vai, doamne. Umblă după el. Vai, doamne, să-mi vadă, numai să apară. Ăsta scurt metraj, o să... Să vezi tu like-uri și... Adoruri. Adoruri și... Figuri de ce? Aaa, ce vorbă. Stai așa, unde este ăla? Stai că nu vede că vede. Hop! Oh, 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 oh. Învârte calul, învârte calul. Ce iubire. Continuă.
Dă-mi mie, hai. Hop, hop, hop. Dă-l. Dă-l, tata. George, când vrei, când vei, vei fi mare, ce cal o să vrei să-ți iei? Ce model? Depinde de posibilitate, domnule. Păi să zicem că o să ai posibilitate, că tu ești un băiat și harnic și o să pui deoparte. La ce te-ai gândit? Ha? Depinde, nu. Trebuie să-ți iei ceva puternic. Sănătate. Așa, bravo. Dacă spuneam adineauri, eram alt, zic că avem un kilometru de cal. Da. Asta e mai lung decât prevede legea. Aici, partenerul lui. Sânge, puternic în ei. Achiziționat din greșeală. Dă-o dacă vii și jos. Hai. Cățurii. Lasă-i, nu-i mișca acum, lasă-i așa. La câți cai am legat la poarta asta, ar trebui să schimb și porțele. Da, domnul Ilie. Hop, hop! Da, domnul Ilie. Da, să zic, bune bala mare la poartă. Unde putere să rup sudură iasă? Poate nu știi că eu și sudoră de ultima vreme. E? Eu și sudoră. Să nu te contacteze, domnul Ilie. Să nu te contacteze careva să te cheme de sudor în străinătate. Ce faci? Domnul Dan de la fabrica de căruțe, dacă pune mâna pe mine, pot să spun că faci o afacere. Să apucă și dublează căruțele, așa ai? Comenzi. Așa, așa. E, Leonardo. Tu zici cu aia să te mai bine, nici nu te ploa, dacă să te aia da. Sub casă, nu? Mie place aici, unde da. M-am pus. Da, dacă e, mă pot muta da, și dincolo. Ajută-l, George, să stea aici, că nu ploa. Hai. Domnul Ilie, dacă stăm și ne vom uita la filmarea asta, cu cât drag putem da înapoi să revedem filmările din urmă? Cele în care ai pus doi negri la oaltă, în care ai pus un negru și un ciocolatiu la oaltă, bine zic? Ai avut un ciocolatiu? Da, au fost negri și ciocolatii. Așa. Cât ai avut atunci? Ai avut și doi negri și doi ciocolatii? Ciocolatii și doi. Blondul și cu Dakar. Așa. Blondul. Așa că l-am dat lui Ițe. Da. Și mai fost unul de la Fitero și cu Dakar. Așa. De fapt doi, de la Fitero și cu Dakar. Ia uite trei. Hop! Hop! Turi! Turi! Turi, Leona! Turi, 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 turi! Da, astea-s trecătoare. Astea-s trecătoare, domnul Cristi. Stai-ți. Domnul Ilie, ai pus și negru și surul la căruță deodată. Și ce zic ei la căruță amândoi? Da, tu mă arată filmare. Dar au mai văzut băiese că am pus pe... Ai pus la tine pe... Pe rețelele astea de socializare. Ai pus la tine pe Facebook-ul tău, nu? Grozavă. Oricum, cu timpul să știi că ți-au mulți clienți din vizualizări. N-are nimica. Ferit-o Dumnezeu, că dacă lichez chiziul de dosul. Spir sanitar, e alcool metilic. Da, na. Bun așa. Bun așa, domnul Cristi. Da. Este-o. Noi să zicem sănătoși. Și tăluțe și restul. Dă-te că-s bu câțiva ani de zile, din când tot. Ha? Din când tot filmăm. Câți ani au trecut? Vreo 5. Așa, adică ne-ai venit tu prima dată prin zonă. Așa. M-ai făcut pe mine celebru. Frumoase, domnul Ilie, frumoase expoziții ați avut la începuturi. Da, când erau timpurile bune. Ghie, nu că și-am un arcii, da? Și acum sunt frumoase, dar atunci erau și mai frumoase. Cristi. Și le-am prins eu și mă bucur tare mult. Nu știu ce se întâmplă și din ce cauză, dar numai nu-i timp și nu-i timp și nu-i timp. Înainte pierdeam câte o săptămână. Îmblam, mergem,
și după cai, și târguri, și țineam doar și oi, lucram și în pădure. Și tot mai era un pic de timp, așa-i? Da. Și am unui vreme, mă, omule. Lucrez mecanizat, mergi, aduci, faci. La timpul ăsta, hai că am unul anul ăsta, sunt târziat. Bă, veneam cu niște căruzi porumb de prin câmp, de către Rădăuți, până la o bucată de noapte, pe care nu mai apucau să stea. Nu. Ei, Igor! Ia stâmparatule! Lasă! Diuba! 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 Apă în graj, dacă am luat și am pocnit din ghici, Doamne, ferește, te gândești că trece prin părinții. Suri! Oricum, dacă mai scumpesc aici benzina și motorina, nu mă plâng că n-am și mă mișca. Dar o să mai scumpească? Da. Ăștia le dau drumul 26, uite ce iarba am pe Nogradă. Și dacă pas cu 6 Nogradă, îi mân 30 de kilometri dus întors. Nu? Da, da, o să vă monitorizeze. Lasă monitorizeze. Vă monitorizează iarba din asta, să nu. O, lasă-i monitorizează. Și mai vorbim. Păi, Cristian, avem și ne plânge. Trebuie de pus mâna de lucrat. Domnul Ilie. Cât ai tăiat? N-ai un banc, să-ți ne zici un banc. Interesant. Bă, nu știu că nu le-am prea practicat ultima vreme și... Ai mai uitat din... Dacă nu li așa... Ceva cu politicieni, nu știi nimic? Nu, dar ăștia nici nu-i bagă în seamă. Nu-i bagi pe politicieni? No. De ce? Dar ce rost are. Dacă ei nu-i bagă în seamă pe noi, eu pentru ce să-i bagă în seamă? Așa-i. Doar dacă stai să o iei așa, logic, ca mii depind de noi, nu noi de dânși, dar dacă naivitatea și așa. Mintea slabă a românului... Bravo. Știi, ca și cum eu mă aduc cu oțeruc de ovăs, dau la nasul calului și, și după aceea o luni de zile sau la anul îi dau. Așa. Nu se poate iară. Așa. Ei, Igor, Ion Baș. Pă, ceva de genul fac ei cu noi, așa-i? Da, nu? Așa cât pricep eu, că dacă nu te interesează, nu... Dar am să mă bag pe politică, nu mai. Adică? Da, că mă lăsi voi. Și vrei să intri cu consilier sau ce? Nu, consilier. Dar? Așa, pileturi. Te duci direct acolo? Independent. Te duci direct în Parlament? A, Ilie? Măcar până la poartă. Unde, la ei? Da. Și cu cine vorbești? Bă, nu știu ce să mai zici, Cristi, că tu vezi cum e. Știi, noi grăim, râdem. Ei la fel? Câinii latră, caravana trece. Așa, așa. Și cam așa e. Tu vezi că de calică, uite, nici câinii nu mai am în cușcă aici. Poți să intri, uite, au băiață minci prin ogradă, au biciclete. Poți să-mi iei. Da, da, am cameră. Ce ai? Am cameră. Ți-ai pus camere? Da, camere. Unde? Uite, la colțuri. Ce camere? Unde? Am una de la bicicletă, am una de la cărbuță. E! Igor! S-a apucat tău și... S-a apucat tău și... Și repară. Repară porțile. Să, să le dau drumul amândoi pe Nogradori? A, stai așa. A, nu, nici eu. A? Să iau la mușcată. Auzi că stai așa. Nu, na, e scuminț ca ai, zblânși, dar nu poți să-i... Dar la câte unul pe rând poți să-i dai. Sintindem cu odal până la unul. No, fii atent. La farmă sar niște brăzi de n-ai văzut. Zici tu că îți face brază? Cu mână, și dacă îi lași un minut, tot așa brază îți face? Mă pune femeia și îmi lupi în genunchi și repar. Aia că trebuie... Va trebui să pui înapoi brazda. Știi și investiții. Până înainte când mă luam în păduri, făceam lemni, metri sterfi în ogradă. Aveam să scaldau rețele acolo într-o baltă. Nu zic că mă am mare lux, că nici nu mă interesează. Așa și? Acolo aveam o baltă când se băgau rețele la scaldat, sărea apă pe pijamuri. Și ce zicea doamna? Dar nu se știa atunci, de gazoane. E, mă, cald! Apă chiar îți dau, curasă îți dau. Ho, hei, hei! Nu, asta când n-aveam doar. Da, aia când erai singur? De eu de când zic, bă, hai să facem acolo o grădină, să punem două buruieni, nu știu ce. Femeia zice, bă, dar tu nu te auzi și vorbești, tu dai drumul la cai vinogradă. Tu... Pe bună dreptate, zicea da. Deța. Așa-i? Iarna când mi se pune mie și văd că-i zapadă, doar le dau drumul și fac niște rostogoleli pe aici, țin flori. De unde s-a dat și... Da, da. O, Igor!
Nu am timp să lucrez la evenimente, am o să zic. Deci ai vrut să-ți faci trupă pentru evenimente sau? Bă, eu am cântat la trompetă. Ai cântat? Da, și ai trompetă acasă? Am vândut-o să facem cu în armată. Și nu mai ai? Eu în armată am fost pornit. Ei, și nu mai ai trompetă acasă? În clasa a patra, ce vorbești? Eram tot numai muzică aveam în cap și Dumnezeu să le ierte pe tata, mi-a cumpărat o trompetă cu tăi cu surdină, dar cu, când o deschideai cutia ziceai că e un bucat de aur. Așa frumoasă era. Și m-a învățat un român de aici, unul Mitruț Beghean, m-am mai dus la unul, m-am dus și m-am înscris la școala de arte, la Suceava, și trebuia să stau la internat. Și eu și în cel mai mic acasă și ținut bine, nu mi-a plăcut. Forțat tare de acasă n-am fost. Și atunci ai și am folosit trompeta în armată. Numai bine eu când am terminat perioada de instrucții, s-o eliberat din armată Dragoș Ursaciuc. Cânta, avea ceva formație. Și a rămas gornist. Acolo? Da. Știi cine se trezește primul în armată, nu? Nu. Nu știu ce mai spune atunci. Păi trebuia să dai din goarnă ca să te trezești. Zăși pe aștelalt. Sula și gornist. Și mi-a prins bine în armată. După ce mi-am liberat din armată, am vândut-o lui Sorin Hurju, are o formație aici pe plat. Ia joacă. Am vândut cu tăi cu trompă, cu muștiu, cu asta, cu surdine, cu tăi de atât, am vândut-o. Etina. Fiară să-l bară. Pădule. E. Da, bani. Ei, Igor. Să luni cât pe beton, că dacă pot coabili, fără. Bravo, bara, bravo. Și așa ai rămas fără instrumentele muzicale. Da. M-am distrus și atunci. Adică? Da, vezi în viața asta omul de câte ori adună și după aceea se distruge. Am vândut-o pentru că nu a fost muncită de mine. Știi că dacă era muncită de mine și o cumpăram eu, eram un copil, ce judicam. Ei, ia. Era din armată, bă, vedeam numai dealuri, lemne, păduri. A? Era altă treabă atunci. A fost. Nu știu că nu, și-am mers și drag și am să lucrez cu părerea de cai păduri. Cum am măgari ăștia doi, vai, 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 și ea. A? Nu s-ar bate? Cum se bate? În pădure. Lucrați zi de zi? Ferească, bă. Antrenam niște cai grise, știi cum lucrau? Aveam pe finul meu, pe Mihai, aveam un cal de la Bahan, unul roșu, pe Victor și am crescut eu un mânt murg, unul buni. Poteam un care auzi, zice, ăsta se dă cu vară. 24 de metri cu blazir. Tăgeai cu doi cai? Perechi de cai. Legam fagul, era pe timp de toamnă, așa. Întreg, tatar. S-o prea omul, nici nu mai dădea comandă. I-am fost învățat, băteam cu un lemn în butuc. Și atunci porneau de la bătut? Porneau, da. Am înțeles. Dar zi de zi, na, asta e, altceva eu nu știam. Eu dacă rămâneam o zi acasă, eu nu știam de ce să mă apuc, dacă rămâneam din păduș. Du-te. De luni până sâmbătă. Deci nu te simțeai bine, așa-i? Băi, omule, cât ploua, cât ninge, că da, mă, na, eu mă simt bine, cum ador tăti ciolani. Zvarz, auzi, am. Din... Își pune cuvântul acum. Unii era glodul mai mare. Te băgai era cu cizmele? Era cu mătrul meu, eu aveam amut cu buri, el avea un sur mare. Și erau rămași catar, cum ziceam, la 8 metri, într-o gârlă. Tăia o formație, o fetului. Era rămași huzări la 8 metri. Îmblam, cred că aveam câte un sac de lanțuri. Și întindeam, că nu puteam băga cai. Întindeam lanțuri. Eu țineam cai de cap, el tot cara lanțul la vale. Du-te, mă. Și când spunea gata, nu erau stații sau telefoni. Dădeam comandă. Și apoi vine butucul până să oprem într-o șoată sau un alt pom, și oprem și iar agăța și iar... Muncă grea. Da, mai bun. Muncă grea. Eu facem din plăcere, doar când faci un lucru din plăcere, nu ți-i... Nu ți-i greu. Pune-mă tomul să desfac o roată cu vaselin. E cel mai urât lucru pentru mine. Să te murdărești da. Din alea. Și... Fieri calul până în dimineață. Nu mi-e. George, tu cum stai cu... Ai lucrat pe la pădure? Eu, da. Ha, și? O mai foc. Ha? O
Îi, îi băiat puternic George al nostru. Ha? Era din câte o gălea de buriț. Da, auzi, George. George. Da, o fobureța nu-i să ai, da. George, vici, ai vici, n-ai, să ai. Ha? Ei, George. George, hai înapoi. Oi, zică vici, vici, ai vici? Nu prea am. Narabă. Nu ai vici? Da, am narabă. Ce narabă? Ce? Ce? Speri de mașini. Te sper. Ți-e frică așa? Da. Când te duci pe marginea drumului? Da. Și? Lasă-l. Da, auzi, George. Erai tu băiat, erai mic. Te-ai suit sus pe Dakar. Dakar avea hamă pe el. Bă, omule, și s-o luat Dakar. Și numai că n-ai căzut de pe cal, dar te-ai ținut bine. Bă, mi-a rămas inima în loc. E, bă, că nu uite acolo. Stai să le iau și eu pe prăpăditul celor. Dar am apreciat faptul că... Deci, un pic ai tresărit, dar ți-ai revenit. Asta a însemnat că... George, ai picat multe pe cal. Eu de tata o iapu și o prigoletul cum a supădurii, mai îmi dă calul pe amânt, el a armasar nu-ți uită. Cum? Da, bătrânul meu la armasar nu-ți uită, că el se face pădurii. Aha. Eu spun la mine cu o singură. Tata a făcut armata la cavalerii, la Oradea, 3 ani și 6 luni, la cai. La cai? La cavalerii. A fost încorporat pe... 3 ani. Hop, hop, așa, așa. Din 50 sau 49-50. Nu, bine să te ia, George, cu spatele către grajd. Așa să fii numai atent. Numai atenție la buzunare. Mai aveam o leacă, se liberează și le mai băgat pe câteva lucruri. O, stai cu minte, ne! Și? Și? Da. Și amu, dacă iei telefonul o săptămână nebunerică. La cine? La generația noastră. La generația, așa ai. Și atunci când le-o băga 6 luni sau 7 luni de armată în plus, nu s-a întâmplat nimic. Era bună că erau care erau neinstruiți când ajungeau acolo. Erau oameni călinți, nu mai vorbim, la 10 ani au fost evacuare. Te vezi că nu au trecut rușii, au plecat. Vă zic că când au venit acasă, au stat într-o colivă în Bătoșani, în Rustrăteni. Când au plecat, au luat tăiat. Animale, au rămas și au putut, au luat. Când au venit, erau buruienii până sub streșnea căsă. Normal, nu era bordeie de astea, erau alte. Și căsă arsă și... O ascuns un patefon de cealaltă, acolo uneam eu stână. Nu l-am mai găsit. Ce e ăla? Unul de cealaltă cu goarnă așa care cânta. Magnetofon, patefon. Aha, aha. Erau oameni căriți. Au venit de la Cloj, îmblau cu șlap, cu talpă de lemn, îmblau și strângeau muri în păduri, cu barabulii fripti pe sofă. Și am un șaurma, frate. Nu recomand șaurma. Michi Ceapi sau cum zice acela la mea. Michi Cipi. Domnul Ilie, e bună mâncarea românească tradițională. O supică de orice, o ciorbiță. Băi, acasă la tine și o barabulă găsită cu mâini și o mamalică. Și e foarte bună. Tata mânca și apă cu mamalică, ziceai că mănâncă... La cel mai luxos restaurant din New York, a? Bun așa, mulțumim. Așa. Domnul Ilie. O plăcere că te-am regăsit sănătos. Păi stai să-i dau mingă ca ăștia. Așa. Și să mă dau o dată între dânsi, să rămâi așa de... Hop, 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 dă-l cu ăștia la tunat de valii. Hop, hop, hop. Trebuie mine? Ăla-i. Bă, ăsta nu mai ia arbă, viate. Nu mai ia. Hei! Bă! Dacă le dau un cap cu pălăria asta... Aici, la tine te vizitează, pe tine te vizitează. Păi tine ți-i vizitează băieții. Așa, domnul Ilie. E? O plăcere că te-am găsit, o plăcere că am ajuns pe la tine. Mă bucur că te-am găsit sănătos, noi ne-am întâlnit și la târg. Asta e cel mai important. Așa, aici îi mulțumesc și lui George, lui băiatul tău adoptiv. A doua la mână, putem zice? Te-am iertat, m-a iertat. Câte oamenii comentau. Aia că, băi, certați. Băi, nu știu la ce să-ți cu oamenii de odeaz, nu? De la bani. Nu? Dar de altceva n-ai știți să vădești. Așa. Cine-l tata? Cine-l tata? De care se... Care mă palea primul? Ho! Ne, mă. Da, mă, nu. Bună ziua. Să trăiești. Mata, ești cu aia? Da. Uite, am vândut-o și mi-au luat cai pe asta. E... Hai, chide-mă, dragi, George. Ne, mă, ca! Domnule, îți mulțumesc tare frumos! Domnule,
domnul Cristi, sănătate. George, și ție îți mulțumesc. Ia-ți negru. George, să ți se împlinească visele, auzi? Să ieși la pensie. Yeah. Și să iasă cu părul negru, domnul Ilie. Să iasă cu părul negru la pensie. Bă, la nu știu dacă se arată, că el e mai ciocolatiu la păr. N-are nimic, aici se negrește. E... părul pe cap. Hop! Hai că-l bate. Mulțumesc tare frumos, domnul Ilie. Sănătate. Multă sănătate, viață bună. Hop!